Taina fericirii este să știi să-l faci fericit pe cel de lângă tine, iar fericirea lui să fie suportul fericirii tale. Sunt cuvintele părintelui Vasile Ioana, așternute în Cartea Familiei. Volumul a fost lansat în foaierul Ateneului Român, în prezența prietenilor și a simpatizanților. Cartea Familiei are ca temă principală relația de cuplu, dar vine și cu sfaturi duhovnicești pentru cei care au nevoie de ajutor. Cuvintele sunt alinare în perioada de post și primenire pentru sărbătorile care bat la ușă. Ideea i-a venit acum 2 ani într-o călătorie la muntele Athos. Numai oamenii curajoși pot fi fericiți. Dacă ești zgârcit, dacă ai judecate față de aproape, dacă ești rău, nu poți fi fericit. Omul bun este fericit. Fericirea este un act de curaj care vine dintr-un suflet măreț. Este un soi de ghid, instrucțiuni de folosire a situațiilor din familia. Familia e o chestiune pe care o primești. Noi oamenii spunem, familia ți-o dă Dumnezeu, prietenii ți-i faci singur. E bine, ce primește la Dumnezeu este atât de valoros și atunci cartea asta e un fel de ghid de folosire a momentelor în care nu merge în familie.